De lungul acestor ani de activitate și susținere culturală, membrii și invitații asociației au reușit prin munca lor și prin truda lor să dobândească pentru Asociația Rei Culture Băutorești un viu eco național și internațional. Ca de fiecare dată și în această seară venim în întâmpinarea dumneavoastră a celor care gustă muzica bună cu un recital Horia Mihail. Horia Mihail este pianist concertist, a fost și acum 3 ani de zile la Turda, însoțit de Gabriel Croitoru Guarneri del Dezur și de Liviu Prunaru de la Stradivarius. Faptul că Horia Mihail este și de această dată aici la Turda se datorește pentru că Rei Culture Făotoresc este partener cultural cu Radio România Cultural. Horia Mihail este membru în Asociația Rei Culture Făotoresc și, în ultimul rând, pentru că această seară ne este dăruită de către un om cu o adevărată bogăție sufletească. Aș mai remarca faptul că de fiecare dată la aceste întâlniri ale noastre cu muzica bună, cu muzica cultă, în sală se află foarte mulți elevi de la Colegiul Național Mihai Viteanu, care aspiră, pe plan estetic, să cunoască și să înțeleagă arta sunetelor. Meritul pentru faptul că de fiecare dată vin mulți elevi de la Liceul Mihai Viteazu aici este al doamnei Cristina Moldova. Cuvintele sunt de prisos. Am să le invit pe domnul Horia Mihail, nu înainte de a spune că acest recital face parte dintr-un turneu național, Pianul Călător, și că prin mediatizarea care s-a făcut Turda, numele Teatrului Municipal Aurel Umana s-a putut auzi de foarte multe ori pe Radio România Actualități, Radio România Cultural, TVR1, TVR3, TVR Regional, Radio Cluj. Asta înseamnă, cred eu, că în această seară focarul de cultură transilvană se află la Turda. Să dea seama că prezența unui instrument pe scenele de concert din acele orașe este un bun absolut necesar, obligatoriu. Pianul Călător a pornit în urmă cu 6 ani. Este vorba de un proiect, un concept Radio România, colaborare cu Asociația Culturală Accento. Ei bine, era începutul anului 2011 și am descoperit în subsolurile radioului public, sala radio din Stada General Bertlon, București, am descoperit în subsolul, cum spuneam, 3 instrumente. 3 instrumente de concert, care la un moment dat, în anii 50-60, și erau folosite chiar pe marea scenă a sălii radio. Ele fuseseră date uitării, se pusese praful pe ele și se părea că nu mai au nicio șansă la viață. Așadar, am inventat aceste călătorii ale pianului, alături de pianist. În 2011, primul pian călător a ajuns la Mediaș. În al doilea an, un al doilea pian călător a ajuns la Sân Nicolau Mare, județul Timiș. E bine, primele 3 piane se află în acest moment extrem de folosite în diverse moduri.
fie concerte cu orchestre, fie concerte de jazz, fie recitaluri ale elevilor sau studenților din orașele respective. Cum spuneam, primul este la Roman, județul Neamț, al doilea la Tulcea și al treilea la Deva. Acesta este un al patrulea pian. A pornit călătoria alături de mine în urmă cu câteva zile. Am cântat împreună la Slatina, apoi la Caraca, la trompeta Tunul Severin. Iată, astăzi se oprește pentru prima oară la Turda și eu sper că să fie și ultima oară. Iar dorința domnului Zahan să se împlinească Turda, să aibă un pian de concert cât de curând. Am ales pentru acest turneu, cum spuneam, a șasea ediție, muzică de Chopin. Este o muzică foarte apreciată, atât de pianiști, cât și de public. Ideea mi-a venit subit, în urmă cu aproape un an. A fost mai greu să aleg repertoriul. Chopin a scris extrem de multă muzică bună. În căutările mele de repertoriu și idei despre cine a fost Chopin, personalitatea lui, atât muzicală, cât și personalitate publică, să spunem, am găsit niște cuvinte spuse în urmă cu mulți ani de către un mare pianist, Arthur Rubinstein, pianist polonez, și spune în felul următor: Chopin a fost un geniu universal. Muzica sa cucerește cele mai diverse și variate audiențe. Când se aud primele note ale unor piese de Chopin în sările de concert, există un murmur al bucuriei. Da, recunosc această muzică. În toată lumea, bărbați și femei cunosc muzica sa, o iubesc, sunt mișcați de ea. Totuși, nu este o muzică romantică în sensul în care ar putea fi privită opera lui Byron, de exemplu. Nu spune povești și nu pictează tablouri. Este o muzică expresivă și personală, însă este artă pură. Chiar în această epocă abstractă, unde emoția nu mai este la modă, Chopin rezistă. Muzica sa este un limbaj universal al comunicării umane. Când interpretez Chopin, știu că vorbesc direct către inimile oamenilor. Ei bine, în următoarea oră și aproximativ 20 de minute, voi încerca să fac exact același lucru. Și anume să vorbesc direct către inimile dumneavoastră. Nu cred că s-a întâmplat nimic grav, nu? Și voi începe acest recital cu un set de mazurci. Mazurca este un dans popular polonez, pentru cei care nu știu acest lucru. Chopin, născut în Polonia, a trăit marea majoritate a vieții lui, a trăit-o departe de casă. A fost extrem de apropiat și a lipsit foarte mult Polonia. Astfel încât el s-a inspirat foarte mult din folclorul polonez, din spiritul polonez, în multe din operele pe care le-a scris.